Primăria municipiului Târgu Jiu este înglodată în datorii, iar responsabili de această situație sunt chiar aleșii. Aproape 300 de miliarde de lei vechi au împrumutat aceștia în ultimii ani. Pentru cel mai vechi credit făcut în anul 2005, târgujienii vor plăti 20 de ani. Cele 80 de miliarde de lei vechi au fost investite în nocturna de la stadion, dar și în lucrările de amenajare a centrului. Cel mai mare credit bancar pe care îl are acum în derulare primăria este de peste 160 de miliarde de lei vechi. Reprezentanții instituției spun că suma a fost cheltuită pentru asfaltarea a 9 străduțe. Sunt 3 credite pe care le-am luat în această perioadă, de fapt, în, mai bine spus, în anii trecuți. Avem credit și pe 20 de ani, dar și pe 2 ani. Acesta din urmă de 2 ani este aproape finalizat. La Banca Comercială Română am avut 8 milioane de lei, la Banca Română de Dezvoltare 3 milioane 700, iar la Dexia 16 milioane. Cea mai mare investiție făcută cu bani împrumutați o reprezintă proiectul de reamenajare peisagistică a centrului orașului. Aproape 130 de miliarde de lei vechi au costat lucrările, contestate de mulți specialiști. Muncitorii spărgeau chiar astăzi pavajul turnat acum câteva luni. Lucrările se fac exact de la culesul porumb la Tăiatul Cocenilor. Atât țin în România, pentru că, domne, sunt vechești. Cred că repară ăștia până pleacă și când o pleca să dărâmă tot. E făcut așa de bun, dacă tot stă domnul Cărciumar la ce, probabil că mai ține pe ăștia, că e gască cu ei. Sunt de calitate lucrările? Nu pleacă, dacă ar fi fost de calitate, nu mai spărgeau acum. S-au băgat bani grei totuși. Asta știe municipalitatea cât am băgat, cât am cheltuit. Și e normal să se întâmple așa? Uite că se mai întâmplă, într-o țară democratică se întâmplă. Rămâne de văzut dacă edilii vor avea de unde să achite cele aproape 300 de miliarde de lei vechi împrumutate, la care se adaugă și dobânda percepută de bănci.